Un nou remediu în tratarea infecției cu COVID-19 ar putea fi gata până la finalul lui 2021. Producătorul de medicamente Pfizer lucrează în prezent la o pastilă anticovid care să poată fi administrată pe cale orală. În luna martie acestui an, Pfizer a anunțat începerea fazei preliminare a testării în SUA a unui medicament antiviral împotriva COVID-19 administrat pe cale orală și care putea fi prescris pacienților încă de la primele semne de infectare. Asta e bine, o iau și pe aia, nu-i problemă. Eu cred în doctori. Acum că sunt doctor și de nota 5 și de nota 10, e altceva. Oamenii care s-au și vaccinat până în prezent cu serul de la același producător sunt încântați de idee și spun că ar pune-o în practică fără nicio reținere. Pastila ar putea ajuta la prevenirea unei variante severe a bolii la persoanele pentru care vaccinul nu a avut efectul dorit. De asemenea, ar putea ajuta la protejarea în fața unor noi variante de coronavirus. Pastila. Eu sunt vaccinat cu Pfizer și acum nu plec până nu fac și al treilea vaccin. La stadion. Pfizer scoate și o pastilă. Ce da, părere am văzut. Păi e foarte bine. Foarte bine dacă scoate, dar nu toată lumea e conștientă ca să vaccineze și să folosească această pastilă. Nu vedeți? Și dacă este de Pfizer, eu cred că aș lua-o, da. În acest moment, Pfizer efectuează studii de aproximativ 60 de persoane din Statele Unite și Belgia, iar dacă vor avea succes, acest medicament ar putea fi disponibil până la sfârșitul anului.